Salutare tuturor, numele este Andrex și bine v-am regăsit la episodul acest canal. Azi am jucat GDR episodul România Roleplay, o să aveți toate ale în descriere. Deci da, sper să vă placă, nu uitați să apăsați pe butonul like, dați un share, să vă abonați când vrea să continui. Deci da, să începem. Bă, băieți, pentru cei care s-au uitat la live-ul de ieri, știu că trebuie să mergem la liderul care ești dușmanul nostru și trebuia să ne întâlnim, așa au zis. Da, hai să mergem ca să mergem la hotel. Shalala. Ia cum și sună. Alo. Acum venit la hotel, acum. No. Come no. Vaya Bahamas Samas. Bahamas Samas. E prendi feve. Ok, acum. Pa. Respectă. Și că să mă duc la Bahamas Samas, o iau pe Fefe, băiți. Hai că merg acum la Bahamas Samas. Ce-o fi căuta nebuna la Bahamas Samas, băiți? Eu la dreapta. Și eu la stânga. Opa. Uite-l pe ăla cu Bentley-ul. Ce lag are. Ia uite-o, mă, pe Fefe, mă. Dai să mă întind să-i deschid ușa. Opa, hai că mă întind să-i deschid ușa. Mersi. Ce ai făcut, Fefe, deci așa, la night club, văd că... Uite ce să fac. Am petrecut și am sărbătorit. Păi cum de? Cred că am sărbătorit cam tare. Păi, ziua unui... fost prieten. Păi dacă era fost, de ce te-ai mai dus? Păi nu fost prieten în sensul de iubit, mă. Fost prieten de copilărie. Adică cu prieten din copilărie nu fost prieten. Măi, fost prieten că nu mai suntem. Mai avem tangențe de-astea. Da, și să-l sun pe Gigi. Ce durere de cap am. Alo, am luat-o pe Fefe, domnul șef. Da. Bine, acum. Pa. Ce că să mă duc la hotel, au zis. Mamă, e perfect. Nu merge chiar așa repede că... Pua. Trebuie să-i dau ușor, nu? Dacă vrei să vomit la tine, nu, mai nu, 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 că îi dau ușor. Stai că am și greșit drumul. Îi dau ușor. Nu trebuie să vomiți, nu trebuie să faci asta. O să încerc. Nu. No! Acum am ajuns. Oh, no. Uite-l pe ăla, ce face bă acolo bă ăla? O să mă duc să mă schimb, cred că are și el nevoie de mine. Cred că nu m-a băut. Ce caută un chiloțe la bă? Salut, domnul șef! Bunger! Dar cum de aia sunteați îmbrăcați așa? Ce ai făcut? Te-am sărbătorit ca mulți. Mi s-a notrezit de puțin. Gata, domnul șef, acum hai să mergem. Nu, gata, stau cu minte. Vă dau mă schimb? Ok. Mamă. Bă, vă vedeți cum e îmbrăcat, băieți? Ai, de capul meu. Dar ai mai văzut asemenea lucruri? Cum vă să fii îmbrăcat așa, bă? Mai și afară să te vadă lumea. Hai să așteptăm. Oh. Eee, parcă altceva, domnul șef, și Fefe, parcă altceva. Ce vrei de mine? Si. Am... urca în spate. Spate, ok. Ce avea de gând, băieți? Spune, domnul șef, ce-i de gând? Închide muzica, te rog eu. Te rog eu, așa. Ce-i de gând, domnul șef?
Allora, tu devi entrare da polizia? Da, sento un polizia. In Un sezione? sexy, da. Sì. Vai in birou di questore Așa. e fur dosarul cu nome Gigi De Papa. Saolo, domnule, dai o acțiune pericoloasă, domnul șef. E pericoloasă treaba asta. Masca, masca. Masca. Răcit, Răcito, răcito. răcito, e ca ieri. Dar dacă mă prind, domnul șef, ce să fac? Că eu mă risc. Masca, răcito, răcito. Aolea. No? Au. Ce bombalou ăla. Da, domnule, dacă mă prind, mă bag la pârnaie. No, no. Trebuie să dau și declarații. Și ce o să zic? O să vă dau un gât? No, no. Ce? No, no. Non gât, no. Bine, domn șef. Se tu dat amengât, eu luat la tine No, gât. gata, gata. Nu dau un gât. Aolo, domnul șef. Cred că trebuie să conduc eu dacă mă încolo. Hai, dați-vă jos de mașină. Conduc eu. Conduc eu, că dacă nu... Uite. Să nu ne... Hai că conduc eu, pune-te în șa, în spate. Conduci, conduci. Ești tu partea asta, conduci. Ușor că e poliție aici. Deci. Deci... Normal, păi sunt Hai că medic. nu ne-a luat, nu ne-a luat. Mergi a secția de poliție. Da. Vai a birou de chestore M-a luat pe mine. Ia cu pe mine. e prendi dosarul Bine, domnule. con nome Gigi De Papa. Bine. Bine? Urați Bine, mult noroc. sì. Doamnește! Bună ziua, domn polițist, cu stimă și respect! Cu Spune stimă și cu respect! stimă și respect. Vă dați seama dacă mă prind polițiștii ăștia? Uite cum alergă ăsta cu Alin. Dar ce frumos! Cam frumos eu așa. Putea să iau niște haine de poliție, dar nu, hai să nu iau. Hai să urcăm sus. Vine nimeni sus. La birou șefului, unde e birou șefului? Asta e? Nu e asta, că sunt mai multe camere, gen mai multe mese. Cred că asta e. Aici sunt camere, vai de capul meu, unde o fi băieți? Ce mă pune să fac? Gigi asta de papa. Vai de capul meu. E că poate aici e. Ce baie, mă? Ce ai să fac eu la baie, mă? Aici sunt planurile poliției. Aici se experimentează. Aici sunt armele. Am ajuns unde nu trebuie. Prea mare poliția asta, băieți. Vă dați seama dacă vine acum un polițist? Păi aprinde flagrant. Cum să zice? Nu, mă, pe aici trebuie să fie. Știu că am mai venit odată cu bebe. Aici e doar să mănânci. Uite aici.
Și stai să căutăm aici. Când o sare, stai să nu vine nimeni. O sare aici. Stai aici, uite-l, 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 uite-l. Am luat dosarul. Stai dosarul, stai dosarul. Hai să plecăm că deja e cam luat dosarul la mână, hai să mergem. Repede, hai, 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 că mă iau ăștia. Bă, dat, mama, am ajuns jos de tot. Prea mare secția asta. Mai venit niciodată. Uite, 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 pe aici. Ai de capul meu, m-am pierdut în secție, băieți. Să mor de nu m-am pierdut în secția asta, e dita mai secție. Tu l-ai, Doamne, mă, copchile, mă, că aici fac ăștia experimente. Aici, aici, aici este. Trebuie să cobori. Cobori jos la asta. What the fuck? Dacă te mai urci odată ești la... A, păi eu sunt jos, mă. Trebuie să ies afară, bomba, lău mai ies. Și ar am venit aici. Vai de capul meu, știu secția. Gata, gata, am ieșit, am ieșit, am ieșit. Uite, uite, uite că m-am așteptat. Domnul Gigi. Si. Am aici dosarul. Dar nu prea merge. Hai să-mi iau eu mașina, că nu mai pot să mă urc. Si. Hai, domnule, conduc. Bine. Urc, urc în spate, ia, deci nu merge deloc. Gata. Hai că merge, urc eu și fiu. Mi oferă dosarul. Luați aici, domnul. Am stat o oră, că m-am pierdut în secția aia. Mai am ceva de făcut pe ziua de azi? Oh, mulțumesc, domnul șef. Era să mă prindă un polițist. Nu știu. Aveți un una. Spuneți voi, românii. Mergi mai prost. Da, da, mergi mai prost, adevărat. Si? Mergi mai prost. Da, ai zis bine. Da, da. Cum e? Cum e? Andrei. Nu, nu, Andrei, Ion Petrescu. Ion Petrescu, da, de unde? În Moldova. Ion Petrescu, nu, Andrei? Nu, fără Andrei. Andrei... Ion... Andrei e amant, nu? Si, si. Andrei e... Nu, no, Andrei e un... E fratele meu, fratele meu. Hai, șefule, lasă, nu-l mai tachin. Plecăm peste. Eu mie-mi plac doamnele, nu băieții. Tu... E Andrei. No, ciocan, no, ciocan. I like another. I like. Yeah. No, no. Doamna Fefe, no, nu mai fiți așa rea. O, te ieșim la un suc cândva. Doamne, că eu am zis înghețat, eu nu, eu nimica. E fumul, te cam tachinează, văd, eu... că îi place de la tine. Da, pleacă doamna de aici. Fefe? Da, da. Nu în sensul ăla, șeful, îți lăsați acolo jos, că nu... Mă refer așa, că vă face slujba cum trebuie. Doamnă, mie îmi plac fetele, nu băieții. Păi vă cred, că nu o să vă văd cu una. Poate o să fiți dumneavoastră. Nu știu ce să spun despre asta, că eu sunt cam luată așa. De ce ești luată, doamne? Păi sunt luată de femeie. De femeie, las că pur eu inima. Nu știu ce să spun. Bă, da, doamne. Hai, calcotal pe doamnă, că-i maserat, nu e brace.
Lasă-mă, No, domnule, no, sunt no, 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 și e foarte de discutat, trebuie să... Maserati mio. Se lovește, plătește. Conduc eu, domnule, dar lasă-mă. Păi nici nu știm unde trebuie să mergem, La eu te primesc hotel. care și La mă hotel. da cu La hotel. tine. Hotel, hai, te duc la hotel. Mulțumesc, șofer. Deși mi-e cam frică pentru tine, că nu știu dacă îți spune Sunt dosarele. bune, că scrie Gigi da... Că deja trebuie să Gigi mergem da la hotel. papa și era domnul în cuchilie, adică dânsul. Dreapta. Eu cunosc unul, Andrei. Da? Sí. Cine? A încercat-o să mă moare. A, Mai e prostă. nesimțito, Nu. nesimțito. E prostă, e prostă, prostă rău. N-a reușit-o. Nesimțito, prosto, puu, prosto, prosto. E ora? E ora. E sì. Ce? Gâtmati, deschide ușa. Pun-o eu mâna. Păi... Aici dosarul. Sí. Aici Gigi de Papa, domnul Echelios, Campoză. Mete aici. Aici, uite, aici. Uite, domnul. Da. S-a terminat pe ziua de azi, domnule, pot să plec? Domani devi omorâri pe cineva. Bine, domnule. Auzi, domn șef. Domani vorbeam. Bine, domn șef, la revedere. Mă, să plecăm mai repede. Stau, vreau să mă pun, să omor pe cineva, dar să fiu nebun. Mamă. Oricum, bă, băieți, cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Uitați să apăsați butonul like, dați un share să vă abonați cu să continui. Eu am fost Andrei și ne vedem într-un următor episod. Pa!